Bine am găsit la un nou episod, un episod din mașinile modificate ale abonaților. Astăzi o să urmărim evoluția unei mașini destul de interesante, unei Daci Solenza. Da, ați auzit bine, unei Daci Solenza. Ok, acum vă gândiți voi, de ce aș urmări evoluția unei Daci Solenza? Serios, Daci Solenza? Da, Daci Solenza, ok? Vreau să vă spun că această serie nu se bazează doar pe mașinile scumpe, pe oamenii care au bani și plătesc alți oameni să facă lucrurile pentru ei. Această serie se bazează mai mult pe oamenii care lucrează ei cu mâna lor la mașinile lor, oameni tineri care tocmai ce au primit o mașină de la părinți, cum și acesta este cazul. Această Daci Solenza este cumpărată de părinții băiatului care are doar 18 ani, exact cum am fost și eu, doar că ai mei mi-am cumpărat un Matiz. Deci da, și rezultatul meu cu Matizul nu a fost unul foarte wow, la fel și această Solenza. Vă anunț de acum că nu a ieșit ceva extraordinar, dar apreciez enorm munca făcută de omul care deține mașina, ok? Că folosești kit, pui prea mult, se crapă, asta e, înveți, ok? Eu am învățat anumite lucruri și o să vedeți că de-a lungul acestui episod o să vă dau câteva sfaturi, o să-i dau lui în prima fază sfaturi, așa că puteți să le luați și voi în calcul, deoarece și eu am trecut prin câteva lucruri cu Matizul. Dacă aș da timpul înapoi, aș vrea neapărat ca cineva să-mi spună sfaturile astea, le-aș folosi enorm, așa că cred că pot să zic și eu câteva lucruri, deoarece am experimentat pe Matiz multe lucruri pe care sper eu să nu le mai fac pe următoarea mașină, să nu mai fac greșelile respective, așa că nu mai țin la nicio vorbă și haideți să vedem de fapt cum arată evoluția printr-un spoiler a acestei Daci Solenza, ok? Hai cu spoiler la blană! Ha! Acum că ați văzut evoluția acestei Daci Solenza, putem să trecem la ce mi-a scris proprietarul, iar după să trecem prin poze, să îi dau câteva sfaturi, deoarece ați văzut și voi că anumite lucruri parcă nu sunt făcute exact cum trebuie, cât și legat de cromatică, și legat de executarea, ok? Bun, hai să trecem de fapt la ce mi-a scris proprietarul, iar după să păstrăm toată treaba pentru poze. Este prima mea mașină, cumpărată de către părinți, bineînțeles, la 18 ani. Eu nu având puterea financiară să-mi cumpăr singur o mașină. Fiind prima mea mașină, a fost prima mea dragoste, dacă pot spune așa. Și oarecum am vrut să fie mai specială. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi vopsesc acele părți negre de pe bări și bandourile de pe uși. Am făcut-o în parcare singur, nu ceva profi. După treaba asta au urmat niște ploape, un colant pe capotă și un lip universal. Dar mi se părea prea mic unul de cauciuc și am zis să încerc ceva mai mare, așa că am achiziționat unul de Golf 3 VR6. După ce l-am adaptat, era totuși prea jos, într-un final reușind să-l sparg în drumurile minunate din București. Au urmat după niște folii pe geamuri, împreună cu niște stickere și lumini ambientale. Cam atât ce ține de modificările mărunte. După toate acestea, am vrut ceva mai mult, așa că au urmat investițiile majore.
Am schimbat prelungirea de pe bară, tot cu una de Golf 3, mașina prinzând alt aspect. Sincer, chiar a primit un aspect foarte, foarte bun față de orice Leap a încercat înainte. Cele două nu au avut nicio legătură. Ultimul, slavă Domnului, a venit mănușă pe mașină. Modificarea farurilor, asta însemnând, aveți o listă exact cu toate lucrurile pe care le-a făcut. Alt set de jante, ceasuri de Logan cu alte culori. Am umplut acele goluri din bara față cu kit, am vopsit bara având o formă mai frumoasă. O să vedeți când ajungem la post despre ce este vorba. Și pe final, câteva planuri pe care proprietarul le are. Mașina va beneficia de alte câteva modificări de curând. Admisie custom, filtru aer sport, galerie de evacuare, catalizator și de aici o să trecem la poze. Sper că v-am lămurit puțin despre ce este vorba și ca și text, așa că nu știu de ce las telefonul, pentru că acum o să trecem și la poze să le vedem, ok? Prima poză. După ce intru și eu în galerie. Și prima poză, bineînțeles că regăsim Solenza stock, care pe mine unul m-a uimit foarte, foarte mult, nu știu pe voi. Uitați-vă cât de bine poate să arate la nivel de lac, la nivel de faptul că nu este rugină pe ea, nu văd pic de rugină pe ea în trafic, n-am văzut așa ceva niciodată. În mare parte Solenza-urile astea le vezi albe și pline de rugină, poate chiar și cu găuri prin ele. Oh my god! Chiar este o mașină stock frumoasă, eu n-am mai văzut până acum o Dacia Solenza care să nu fie albă sau să nu aibă rugină, poate chiar și găuri, ok? Jante de aluminiu cam aveau toate, asta e ceva ciudat, dar să nu aibă rugină și să arate atât de bine vopseaua lucioasă, plus că vișiniu n-am mai văzut niciodată. Ce trebuie să vedeți și voi este faptul că pe spoiler avem acest plastic negru nevopsit și bandourile de la ușă, să le vedeți că sunt negre și în curând o să le vedeți că le-a vopsit. Mergând mai departe, avem o poză din față, arată bine, are niște linii destul de frumoase, nu știu ce să zic, este totuși o Dacia Solenza, nu am idee ce ar trebui să zic acum, dar ce mă nelămurește puțin este reflexia de pe capotă. Reflexia de pe capotă nu are nicio legătură cu prima reflexie de pe capotă. Oglindă, geam aburit. Adică, să fim serioși, nu știu care e ideea, dar cel mai probabil pur și simplu așa a ieșit poza și așa s-a văzut. Aici putem observa exact la ce vă spuneam, vouă să fiți atenți, adică bandourile, pentru că doar acestea se văd aici, bandourile au fost vopsite în culoarea mașinii și asta oferă un look mult, mult, mult mai bun mașinii. Sincer, chiar mă bucur că a făcut asta. Mai vedem și, să zicem, Logan în trafic, alb, dar cu spoiler și cu bară plastic negru, ok? Și arată groaznic versus unul albăstrui, albastru mai închis, dar tot. Și spoiler și bară arată foarte, foarte, foarte bine față de unul cu spoiler și bară. Aici avem o poză cu Solenza într-o stare deja next level, la fel și proprietarul este chiar aici în poză. Dar revenind la mașină, vedem că deja avem acele ploape de care ne spunea. Sincer, arată foarte, foarte bine. Nu sunt adeptul ploapelor, cel puțin la matiz nu-mi plac de nicio culoare, dar văd că pe Solenza și pe anumite mașini chiar arată bine. Solenza arată foarte, foarte bine cu ploape. Spuneți-mi și voi ce părere aveți. Mie unul chiar m-a dat pe spate. Ce nu m-a dat pe spate însă, deși este un lucru subiectiv, este colantul de pe capotă, ok? Nu știu dacă voi apreciați treaba asta, dacă vă place, eu nu sunt cu lucrurile așa, cu colantul, cu foarte mult, nu, eu sunt mai mult pe lucrurile simple, negru, mă duc foarte mult pe negru, nu-mi plac foarte mult alte culori, așa că, da, cel puțin pentru mașini. Și colantul ăsta o să-l vedeți pe parcurs că arată nou, pus bine, nu are bule, cel puțin nu se vede în poze, dar na, trecând peste el, aici se montează din greu acel Leap gigantic, ok? Primul Leap pe care l-a pus și probabil la primele gropi, nici măcar primele gropi. Așa de mare este. Uitați-vă cât de mare poate să fie, cum să nu ți-l rupi la efectiv prima denivelare. Nici măcar nu este lăsată mașina pe suspensii sport sau pe sau arcuri tăiate și deja în față la spoiler, la Leap, cred că nu poți băga mai mult de 2-3 degete, poate și mai puțin.
Oricum îți dă puțin iluzie și poza că nu are umbră, dar oricum uitați-vă și voi că arată așa și așa, este extremă, deci nu știu, lipul ăsta e gigantic. E cam din alt film, așa că foarte bine că și l-a schimbat. Se montează acele folii pe spate, folii care nu trebuie să lipsească de pe o mașină care are anumite modificări. Știu că de pe Matizul meu lipsesc cu desăvârșire, dar sper eu în curând să punem câteva folii și pe Matiz, chiar dacă urmează să cumpăr o nouă mașină, ar fi tare să vedem totuși Matizul cu folii, fiind și neagră, ar arăta foarte bine. Eu zic că este un rezultat foarte, foarte bun și două stickere, chiar cu Dacia și cu Anonymous, dacă nu mă înșel. Pe spate vedem că are un eleron pe care nu știu dacă l-a avut chiar de la început sau nu. Nu am fost atent. Nici nu cred că am avut poză din spate până acum, așa că eu zic că arată bine și acest eleron. Îi dă o formă mai aerodinamică puțin, parcă nu-i fundulețul așa rotunjit. Eu zic că e bine și în general toate mașinile Stonehenge pe care le-am văzut, toate aveau eleron, așa că cred că așa vine din fabrică, habar n-am. Aici avem poza din interior cu acele lumini ambientale puse de el. Se puteau monta puțin mai bine. Vedem și noi că aici jos nu s-a făcut cea mai bună montare. Se văd, ideea e să nu se vadă. Să fie lumină, dar să nu se vadă, așa că încearcă să bagi mai de desubtul bordului lumina și pe spate să bagi cât mai bine sub scaun încât să nu se vadă. Cam ăsta este secretul unui aspect cât mai bun. Să nu se vadă LED-urile, dar să fie lumină. Dar de preferat o singură nuanță, ori toată roșie, ori toată albastră. Nu facem aici pom de Crăciun, așa că sfatul meu este să o ții pe o singură culoare. Avem deja mașina cu cauciucurile făcute cu alb, ok, scrisul este făcut, este puțin cam mainstream toată treaba și a mele încă mai sunt făcute cu alb, dar eu zic că îi oferă un look mai race car și asta e... Și asta e doar de bine. Avem noul Leap de Golf 3. Uitați-vă la el cât de frumos el este și micuț. Deci aici poți băga liniștit vreo 4 degete. Îți permit să ai mașina asta în România, nu în Tokyo, unde și acolo s-ar putea cu Leap-ul ăla să ți-l spargi. Așa că avem aici un Leap de Golf 3. Simplu, frumos, nici prea mare, nici prea mic, exact ce trebuie. Avem un sticker și pe parbriz. În rest, nimic nou. Arată deja bine. Dacă mă uit, chiar arată bine. Folii pe spate, singurul lucru îi... Da, ok? Dă-l jos, nu arată foarte bine, cel puțin părerea mea, spuneți-mi și voi. Aici avem deja next level on this Stonehenge. Serios, adică uitați-vă și voi că avem lupe pe față. Efectiv lupe care arată foarte, foarte, foarte bine. O vedem și din față. Efectiv, i-a făcut lupe custom, total custom. Deci a scos tot, a vopsit cu negru. Puteți să citiți de pe textul pe care l-am citit anterior exact ce a făcut la lupe, procesul prin care a trecut. Arată deja, wow, adică, bă, Stonehenge, da... Încet, încet merge pe drumul cel bun. Pare făcut foarte, foarte bine, sincer. Chiar merită, cel puțin aspect. Nu știu care e treaba cu ITP, rar, nebunii de genul, pentru că în ultimul timp chiar s-a cam stricat toată treaba. Dar, pur estetic, merită. Aici văd că nu am mai folosit acele ploape. Mie îmi plăcea maxim. De ce dai jos ploapele și lași colantul pe capotă? Pune ploapele și o să arate, zic eu, mai bine. Aici avem poze de la interior, așa arată, aici o să am din nou un cuvânt de spus. În primul rând, încearcă să nu ai foarte, foarte multe culori în general, atât în interior cât și în exterior. Nu arată foarte bine dacă găseai cusele de scaun negre. Doar negru, nu contează că nu e piele, nu contează că nu e perforată sau chestii de genul, doar încearcă să menții negru interior, arată foarte, foarte bine, așa că rozaliu ăsta așa bombon, nu știu dacă e de la poză sau nu, dar nu e cea mai bună idee, așa că ar fi super tare. Chestia asta de a corela culoarea din exteriorul mașinii cu interiorul nu prea e cea mai bună idee, așa că pe interior du-te doar pe negru, o să fie la sigur. Toată lumea o să iubească interiorul tău dacă va fi clean și simplu și negru, ok?
Aici deja avem noul panou cu turometru și cu vitezometru de Dacia Logan, care probabil că îi spune mai multe decât vechiul, adică consum, probabil ulei și tot smart-urile pe care îi vedem în această poză. Bun, aici avem acea liniuță pe care el vrea să o acopere, pentru că, da, este o idee interesantă. Ne-a și marcat-o în Paint sau probabil pe telefon. Așa arată după ce și-a pus mânuța și a pus kit. Aici deja s-a pus pe șlefuit. Bă, îmi place să văd oameni care muncesc la mașinile lor, ei cu mâna lor, și asta e foarte wow și asta voi susține mereu, pentru că așa îmi place și mie, așa e și o legătură mult mai strânsă cu mașina ta. Acesta este rezultatul. Nu cred că mai este prea mult de povestit. Deja cred că am făcut video destul de lung, deși nu sunt foarte multe poze, pentru că m-am lungit cu sfaturi și nebunii de genul. Dar în partea stângă avem o Dacia Solenza complet stoc, albă, cum vă spuneam că o vedeți cel mai des prin trafic, așa o văd și eu, deși asta pare destul de drăguțică, nu pare că are, că are rugină pe la praguri, pare o mașină family, ok, acceptabilă. Iar în partea din dreapta avem Solenza deja modificată de acest băiat care mi-a trimis. Uitați-vă și voi că este o diferență, zic eu, mare. Farurile alea cu lupă chiar și-au făcut treaba foarte bine, arată destul de nervoasă, chiar foarte, foarte nervoasă. Ar putea să mai lucreze puțin și la logo, cumva să-l scoată, să modifice cu fibră de sticlă spoilerul și să scoată acel logo. Cred că ar arăta mai bine. Aștept și părerea voastră să-mi spuneți ce credeți despre această Dacia Solenza. Nu este cea mai wow, nu este în general o Dacia Solenza o mașină super bună de modificat, părerea mea, dar sincer chiar am rămas surprins. N-am crezut că poți să faci dintr-o Dacia Solenza ceva să arate atât de bine, așa că aștept și părerea voastră despre această mașină, poate chiar niște sfaturi pe care să îi le dăm împreună acestui băiat, care este un băiat tânăr, la fel ca și mine, probabil că mulți dintre voi sunteți la fel de tineri și lucrați la mașinile voastre, așa că aștept să spuneți și voi ce sfaturi ați avea să-i dați, ce idei puteți să-i dați, pentru că și asta contează foarte mult. Aștept ideile voastre în secțiunea de comentarii. Apreciat acest video, să-i dăm susținerea necesară, să susținem foarte, foarte mult oamenii care lucrează ei cu mâna lor la mașinile lor. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat până acum la canalul meu, apăsați butonul de subscribe și clopoțelul, pentru că neapărat trebuie să primiți notificări, pentru că dacă dați doar subscribe nu se întâmplă absolut nimic, așa că dați subscribe plus clopoțel. Follow și pe Instagram, pentru că trebuie să ajung cât mai curând la 10.000 de followers să pot să pun swipe up, să o fie și vouă mai ușor. V-am pupat, să-ți general mea, să vi se și să vedem într-un nou video cât mai curând. V-am pupat foarte, foarte, foarte dulce. Pa! Capa, yo, that's us. I run to be stressless.